vreau să-ți dau niște nume ale unor persoane celebre și tu să-mi spui dacă ai sau nu ai. Dacă dau like sau nu. Dacă dai like sau nu. Deci dacă, bun. Dacă lovesc butonul de like. Da. Okay. Smash or pass cu Andy Constantin, doamnelor și domnilor. Prima și prima fată. Asta e privirea de a accepte acest trandafir. Da. Bun. Nu, era să zic ceva, dar zic după aia. Hai, ce privire asta? Hai. Smash or pass cu Andy Constantin, prima fată. Alina Eremia. One night stand sau relationship? Ce vrei tu, smash or pass? Smash. Relationship? Ai zis ce vreau eu, nu știu acum. Bun. Deci Alina Eremia este smash. Denis Rifai. Cred că smash. Lidia Buble. Smash. Nimic n-a ratat până acum, se pare incredibil. Vreau să fac high score, se poate. Vreau să fac high score. O să facem un clasament care a avut cele mai multe smash-uri, da. Oana Zăvoranu. Nu mai ghiște aici. Tot respectul pentru ea, dar nu cred că ne potrivim. Nu suntem compatibili. Pe zodii pe asta, cred. Cred că cred că devine ceva toxic între noi, dacă am avea un smash. Când n-ai ce să zici, e zodia. E zodia, e zodia, da, exact. Clar. La gemeni cu gemeni nu merge niciodată. Niciodată, bun. Antonia. Nu, dai. Pas. Păi, prietenul. Alex. Trageți amândoi la sală ca un tank și nu. Da. Suntem moștri amândoi, nu putem. Monster Gang. Bun. Andra. Am avut, uite, cu Andra mi-a plăcut foarte mult când cânta Vreau sărutarea ta. Are și voce omul, adică, băi. Sunt polivalent. Hai să plecăm acasă, deci. Și polivalent. Da. Nu, pas. Pas, bun. Andreea Bălan. Tot respectul pentru ea, da, smash. Cu tot respectul, Andreea, smash. Da, ți-a plăcut mai mult Andreea Antonescu, ai zis în interviu, da. Deci să ne înțelegem. Uite, s-au schimbat acum, să știi. Vezi? Balanța, uite, vezi ce înseamnă că viața este un maraton, nu o cursă de viteză, știi? Și Andreea acum mi-a câștigat preferințele în top. Bun. Anda Adam. Anda Adam. Am avut și pe ea, adică când cânta Selecta și eu aveam 14 ani, dar e pas. E pas. Dar ți-a marcat copilul. Mi-a marcat. Da. Am înțeles. Da, e ce bine. Bianca Drăgușanu. Ce-a fost? Smash or pass, ai zis că smash or pass, da, dar da. Totul începe cu smash, pass-ul rămâne la urmă. Da, este... Este smash. Este smash, tu ești prieten cu Victor și atunci evident, da. Putem să spun. Și Ina. Ah, smash, ia, uite, crush din copilărie, chiar un adevărat real crush a fost Ina. S-a părut extraordinar și este în continuare. Asta... Am ratat careva? Nu. Ai avut două pesuri, da. Okay. Mă rog, pesuri, niște ezitări, să le spunem. Rețineri, mici rețineri.